Simona, Bună, Elena. bine ai venit la drumul înapoi spre tine. Ne-am gândit astăzi la un subiect destul de controversat, să vorbim despre feminism, dar în paralel cu feminitatea. De fapt, cam care ar fi diferențele între aceste două noțiuni, să le numim așa. Și haide să începem. De fapt, ce înseamnă feminitate cu adevărat și ce a extras feminismul din această feminitate a noastră. Care e Da. părerea ta? O să începem un pic, poate, cu un istoricul acestei feminități, feminism. Da. Feminitate înseamnă să fii femeie așa cum te-a făcut Dumnezeu, să fii în caracteristicile care ți le-a dat Dumnezeu ca și creație, adică să crești, să faci copii, să crești copii, să-i slujești soțului tău, să slujești societate. Deci ne-am făcut pe post de slujire, pentru că societatea nu se poate clădi dacă nu sunt femeile. Dacă nu sunt femeile, nu sunt nici copii, nu sunt nici bărbați. Da. Și dacă ne uităm în trecut, și când vorbesc în trecut, e acum câteva sute de ani, și chiar în lumea antică, frumusețea și gingășia femeilor era cântată de scriitorii și de muzicienii din tipurile respective. Deci femeia era cântată peste tot pentru că bărbatul era inspirat de ceea ce vedea. Nu Da. cred că era inspirat de o fantezie, ci el chiar aprecia ceea ce vedea în fața lui și femeile au fost tot timpul, au avut tot timpul slăbiciuni pentru femei și luptele s-au dat pentru femei. Dacă ne uităm numai ce a fost scris în Grecia antică, cu Iliada, Odiseea și până și zeii Olimpului, dacă citim cărțile, acolo toate luptele s-au dat pentru femei. Da. Bine, acum ar putea spune cineva că ele au fost îmbârligăcioasele din spatele tuturor acestor lupte. Nimeni nu a spus că femeile sunt acele naive, nu, bineînțeles că femeia le place să fie admirată, să fie, cu cât are mai mulți admiratori, cu atâta se simte mai puternică și mai ales când poți să ai atâția bărbați la picioare și mai ales regi și împărați, este un joc pentru femeie, să vedem care mă iubește mai mult sau care face mai mult pentru mine. Sau cât Și pot de mult, până unde cât pot eu să ajung cu farmecele. Deci sunt foarte frumoase, foarte atrăgătoare, dar și foarte inteligente în același timp, cu ambele părți, cu partea de susținere și cu partea de viclenie. Deci femeile sunt foarte complexe. Da, deci nu suntem. Nu, sunt foarte multe scrieri în care se prezintă complexitatea femeilor. Că nu s-au scris atâtea cărți încât să se explice ce exact e o femeie. Da, este Da. cea mai complicată ființă de a fi explicată. Așa. Și deci femeia la origine este acea ființă blajină, blândă, este mamă, este mama la cine, unde bărbații aleargă, de fapt, și plâng pe umăr, că e soț, că e copil, că e prieten, că așa, e nurturing, da? Deci, au o compasiune și o calitate de a le mângâia sufletul sau inima bărbaților. Ceea ce este interesant este că pe la 1778, se știa foarte clar că dacă femeile rămân în feminitate, în atașament, în devoțiune față de soț și de copii, toată această dedicație a femeilor către soții și copii, familiile lor, îi țin pe bărbați
În submisie, n-aș putea spune în submisie, îi țin departe de coruperea morală. Și Da. atunci bărbații și câștigă mult curaj și se avântă în luptă pentru femei. Deci să nu uităm toate duelurile care s-au purtat și prin 1700, 1800, 1900 pentru femei. Deci se știa de foarte mult timp că femeia este baza societății. Și că dacă femeia rămâne morală, atunci bărbatul rămâne moral și societatea crește. Ce s-a întâmplat la 1778, la 2 ani după ce s-a fundat Illuminati de către Adam Weishaupt, în Bavaria, au zis, scopul lor a fost să, și este să elimine religia și ordinea socială. Și au zis, scopul ăsta noi putem să-l atingem numai prin femeie. În momentul în care scoatem femeia din familie, în momentul în care noi corupem femeia, în momentul când femeia este coruptă, bărbatul este corupt. Devine coruptibil. Și cum s-a făcut asta? Înțeles că nu s-a făcut de pe azi pe mâine. S-a făcut prin pamflete, prin povești, prin romane, în care s-a romanțat viața amoroasă, iubiți, iubite. S-a făcut un pic mai lejer, nu mai erau în barierele alea strânse ale religiei, că în viața aia rigidă, da? Da. Vezi să deschizi și uite, poți să ai aventuri amoroase cu nu știu cine, s-a Să deschis meriți perspectiva. mai mult să fii iubită, nu știu cum. Da, și toate astea s-au făcut prin romanele de dragoste, da? Și femeile având tendința asta să iubească romanticul, s-au identificat cu personajele din roman. Și încet, încet, a pornit această eliberare a femeilor, da? Și Da. bărbații au început să fie mai libertini. Deci e un lanț, totul este legat unul de altul. Și după aia știm că la începutul la 1900 au fost toate protestele de eliberare a femeii în formă de permisiune de să voteze, să participe la viața socială, la viața politică. Da. A venit 8 martie, care tot de o sărbătoare comunistă se trage din aceleași principii. După al doilea război mondial, pentru că nu mai erau bărbați să muncească, au trebuit să fie scoase femeile din familie și puse la muncă. Deci automat au fost anumite nevoi. Da? Deci s-au creat nevoile respective și trebuia cineva să muncească. Da? Dacă nu mai aveai bărbat, trebuia să te duci la muncă, să dai cu sapa, nu la câmp să dai cu sapa, că nu aveai ce mânca. Sau să te duci la Dar ai fabrică. zis bine, s-au creat. Au fost și Da. create în așa fel încât ca bărbații să, o mare parte, să fie eliminați și femeia să fie și în postura asta în care să presteze serviciile. Și Exact. odată ieșită din burloc, să zicem așa, ea a fost foarte ușor coruptibilă, că a început să vadă și să-și dorească lucruri. E și natural, e și logic, e și nu aveai cum să-ți dai seama pentru că era mânată de nevoi. Da? Da. Ai copii acasă și soțul tău este în armată, la luptă sau poate că nu mai trăiește, tu trebuie să întreții cumva familia ta. Deci ea a Da. fost o nevoie esențială să facă chestiile astea. Și bine, acum nu o să intrăm noi toate în detalii, ce a cauzat chestia asta, că femeile au trebuit să fie bărbate. Da? Deci când ai 5-6 copii acasă și e singură, nu mai ai tu timp să-ți pui floricele în cap și să umbli în rochițe lungi și să culegi floricele din grădină. Nu. Trebuie să-ți pui pantalonii și să tragi la sapă. Da? Deci trebuie să te duci la muncă. Automat, în momentul în care ai ieșit din casă și te-ai ocupat de lucruri brute, a trebuit să-ți pui feminitatea în cui
să-ți pui pantalonii și să prinzi anumite atitudini de bărbat, adică să fii dură, să nu te mai lași ușor, să te duci pe interesul tău, și interesul tău era tot timpul să-ți crești copiii, nu? Că cine urma să-ți crească copiii. Era pe Facebook odată o chestie cu o femeie care a fost votată cea mai urâtă femeie din lume pe la 1900. L-ai văzut? Da, am Știi? văzut-o, da. Și era foarte interesant pentru că femeia respectivă, nu știu cât avea, vreo 9 copii acasă, era singură și s-a lăsat umilită pentru că știa că dacă câștigă acest premiu, ea o să-și poată hrăni copiii. Da. Deci se știe foarte bine cum poți să ajungi la femeie, și nu numai și la bărbat, pentru că noi avem tendința asta să ne protejăm copiii, nu? Da, Și am da. face orice pentru ei. Și Ca de exemplu, de tot în ceea ce îți povestești tu, eu știu de la bunica mea, care a trăit pe vremea acelui de-al doilea război și spuneau că foarte multe femei rămase acasă, erau sub stăpânire, România sub stăpânire germană, și foarte multe femei rămase acasă, singure, cu copii de crescut, pentru că soții erau pe front, dar nu erau soți care erau decedați, doar erau în viață și luptau. Deci ele acceptau compromisul de a trăi cu un ofițer german pentru că aveau unele avantaje și puteau să o ducă un pic mai bine ele și copiilor. Da. Și mulți care s-au reîntors apoi când s-a terminat războiul și-au găsit nevestele cu le lăsaseră cu doi copii și îi găsiseră cu unul, doi în plus și blonzi pe deasupra. Da. Da. Și bunica povestea că unii au acceptat, care au fost mai înțelepți, sau mă rog, au fost mai înțelegători, au înțeles că altfel ar fi fost foarte greu, alții nu au acceptat situația, bărbați. Da. Da, trebuie să facă sacrificii. Da. Și, no, și acum ce vedem în lumea actuală, vedem că femeile au luat tot mai mult locul bărbaților Da. în funcții de conducere, dar este și împins în direcția respectivă, da? Pentru că noi ne facem școli, facem școli foarte bune, învățăm și mult mai bine decât băieții. Da. Și apoi oamenii se pare că este normal. Și poate că este și normal să te duci să-ți faci. De ce să nu poți să te și afirm ca persoană, din punct de vedere profesional? Problema apare în momentul în care renunți să-ți mai faci o familie și renunți să mai ai copii și adopți atitudini bărbătești, și ceea ce vedem noi astăzi este exact rezultatul nostru. Faptul că bărbații au devenit femei, că poartă pantofi cu toc și cosmetice Pentru și că se undeva s-a echilibrat balanța, universul o da. echilibrează. Da. E cum spune Marius, acea teoria lui Châtelier, Da. pentru că totul este tot, noi suntem tot timpul în echilibru perfect. Exact. Da? Deci dacă noi femeile ne-am dus să fim mai bărbate, automat Bărbații n-au bărbat avut încotro. a trebuit să ia din feminit, din 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 feminitate și să le adopte el, să devină Da. ei femini. Pentru că niciunii din noi nu suntem 100% feminini și 100% masculini. Exact. Energiile sunt echilibrate în noi. Da. Dar tu Spunea când ești... cineva, citisem și spunea că e o diferență foarte mică între partea noastră feminină și masculină. Am fi, de exemplu, un fel de 48 la 52. Atâta e diferența. Și de asta e atât de ușor să sărim dintr-o parte într-alta. Exact. Și de aceea și bărbații acum foarte mult sunt efeminizați pentru că ei trebuie să balanceze Da, balanța, da? da, da. Și se vede foarte ușor, deci dacă observi când este o confruntare, business, dacă te iei la business numai Da, da. un bărbat și o femeie, ai să vezi că bărbații foarte des cedează.
Sunt cei care sunt lăsați, liniștiți. Femeile sunt cele care dau cu pumnul masă, se impun să fie așa, să facă pe Da. dincolo și ei sunt, chiar dacă sunt și superiori în ierarhie, au tendința să cedeze. Pentru că, uite, și societatea a început să susțină foarte mult femeile în astfel de poziții. Deci, bărbatul este constrâns din toate colțurile, să zicem așa. Deci, femeia este foarte promovată în funcții de conducere. A început să se prefere femeia în funcții de conducere. Dar, Da. totuși, tu cum vezi cum se poate împăca o funcție de conducere cu rolul de mamă? Că, cel puțin din punctul meu de vedere, nu este posibil să le faci pe amândouă la fel de bine. Trebuie să faci pe unul în detrimentul celuilalt. Asta a fost toată căutarea mea în ultimii 15 ani, că am zis că eu lucrez și full-time, deci nu am acceptat să mă duc part-time, și cu doi copii, și cu activitate de voluntariat, am zis că eu pot să le fac pe toate, da? Da. Deci, este în momentul când tu vrei, vreau să am și doi, trei copii, vreau să fiu și acolo pentru copii, vreau să fiu și Superman, și vreau să fiu și super la servici, și super wife, și tot. Deci, ești divizată. Da. Noi avem 80% energie, dar energia aia e împărțită în 5-6-10 locuri, se duce și Exact. ca un soare. Înseamnă că orice faci, faci superficial. Da. Păi asta e Și asta este marea problema. problemă. Și după aia, după o perioadă, nu mai funcționezi cum trebuie, începi să fii iritat, să fii nervos, Da. relațiile se decad, pentru că nu ai Da. cum, toți avem 24 de ore într-o zi, da? Deci nu ai cum să faci mai mult Da. Da. de atât. Și niciodată nu o să ajungi să faci cel mai bine decât dacă trebuie să renunți. Trebuie să mai avem această lăcomie că vrem noi să fim cei mai mari și cei mai tari. Poți să le faci pe amândouă, atâta vreme cât și îți și asumi faptul că ceva n-ai să-l faci cum trebuie. Ori o să faci pe partea de familie, ori pe partea de job. Da. Dar, de obicei, femeile care, într-adevăr, urcă foarte sus în ierarhie, ori nu au familie, deci toate care și nu au familie, sau au atât confort financiar încât au o armată de babysitters care se ocupă de ei, dar ele nu-și văd copiii. Tu trebuie să-ți dai Da. seama, vorbesc de nivel de corporație, tu ești 60 de ore pe săptămână disponibilă, plus în weekend. Da? Da, Deci tu nu vii da. seara acasă și faci spaghete la copii. Nu, tu când vii seara acasă, copiii sunt deja în pat. Și tu Și vrei continui să lucrezi, probabil. poate, da? Da. Trebuie să știe doar, chestiile astea nu sunt secrete. Și atunci, ok, ești mamă pentru că le-ai dat naștere, ești, te numești mamă și ești încertificată de naștere, dar să fii mamă e mult mai mult de atât, e să transmiți tradițiile, valorile tale, să savurezi clipele alea, să te duci la locul de joacă, să stai în nisip acolo cu ei să te joci. Sigur. Da. Eu cred că poți să le faci pe toate, atâta vreme cât îți este clar ce direcție vrei să iei. Da, poți să le faci pe amândouă, dar trebuie să-ți pui și așteptări, da? Pentru că în momentul în care zici că vreau să le fac totul perfect, o să dai foarte des în vinovăție, o să cazi în vinovăție. Păi cum să le faci pe amândouă? Cum poți să fii totuși mamă? Pentru că e foarte important să fii mamă un procentaj cât mai mare, Păi asta pentru că spun. e viitorul acolo în care tu investești. Da. De asta spun că este foarte important să știi cum vrei să faci. Poți să lucrezi în 20-30 de ore pe săptămână, adică, nu știu, să zic de la 8 la 1 sau la 2, Da, cât da. copiii la grădiniță, că și ei au nevoie de interacțiune socială, ca și tine, Sigur. și poți să fii mamă după masă. Mm-hmm. Deci, cel puțin în Germania există posibilitatea asta de a-ți adapta programul după copil, cu Dar garanția că nu rămâne este job. un job, bănesc că nu este un job de foarte mare, nu știu, Nu presupus. este un job în care tu ai o echipă.
Da. de leadership, cum ar veni. Cu toate că eu știu mame care au doi copii și au o poziție de leadership. Dar acum le e un pic mai ușor pentru că lucrează de acasă și lucrând de acasă sunt deja cu familia. Deci timpul ăla care l-ai pierde cu dusul și întorsul sunt fizic acolo. Dar bineînțeles că se pierde. Bineînțeles că se pierde. Dar astea sunt timpurile. Da, dar eu mă gândeam și la faptul că energia aia care o investești în acel job pe care îl ai și care de cele mai multe ori cam se îl iei și acasă, adică rămâi conectată cumva, știi? Nu știu dacă poți să fii chiar 100% acasă, că mai rămâi cu ce ai de făcut la servici, cu ce ai de făcut a doua zi. Deci tot prezența ta nu e cumva acolo 100% față de copii sau de... Adică vreau să întreb, ție ți se pare cumva greșit ca femeia să stea acasă? Să-și facă jobul ăsta 100% sau... Nu, atâta vreme cât fiecare are o alegere de făcut, iar dacă o femeie decide să nu stea acasă, poate fi și din motive financiare. Poate fi din foarte multe motive. Și știu și mămici care au decis să stea acasă după. Am o prietenă, era șefa echipei șefului de la vânzări. Da? Deci avea peste 100 de oameni sub el și ea era mâna lui dreaptă. A plecat și are 3 copii. Unul după altul a făcut 3 copii. Nu că ar fi av n-a, n-a avut un program, dar așa a hotărât Dumnezeu. Și a plecat de la job și s-a dedicat 100% copiilor, cu toate că tocmai terminase un MBA înainte să vină copiii, știi? Și putea să aibă o funcție mare pentru că era și într-o firmă foarte mare, da? Dar a decis să dedice familiei, să se dedice copiilor. De ce nu? Este chiar foarte, foarte, foarte bine. Uite, eu, de exemplu, mă uitam, soțul meu fiind indian, și în India se practică destul de des încă și în prezent ca atunci când să-și caute o soție, familia să investigheze ce calități are fata respectivă, inclusiv studii care sunt foarte apreciate, dar în același timp, de cele mai multe ori când se căsătorește, ea este obligată sau forțată sau nu știu, poate e prea dur spus, dar ar trebui să aleagă să nu le practice. Și eu mă gândeam, și atunci de ce să cauți pe cineva cu studii ca să după aceea să nu lasă practice meseria? Și mă gândeam, pe urmă m-am sucit un pic și mi-am dat seama că nu e atât de rău, că o femeie totuși educată poate da o altfel de educație totuși copiilor. Exact. La asta m-am gândit și eu că așa, asta era regula și aici în Germania și până în anii 80, dacă te căsătoreai și dacă erai căsătorită și aveai copil, puteai să lucrezi numai cu permisiunea scrisă a soțului în Germania de vest. Și bineînțeles că după am întrebat, ok, dar pentru ce m-am dus la facultate și am făcut atâția ani, că doamna, e o muncă. Și la urma urmei, da, are sens pentru că este una să fii o mamă, chiar dacă stai acasă, o mamă educată, îți educi copiii altfel decât dacă nu ai studii. Și totuși mă gândeam acum, nu ține totuși de un echilibru interior foarte bun, pentru că atunci când ai gustat puțin din mărul ăsta, că te-ai dus, ai făcut niște studii, ai trăit așa într-o... Acum să stai pe urmă numai în casă, nu neapărat în casă, dar să te ocupi doar de activitățile astea. Nu te face să te simți frustrată cumva. Eu cred că cei care au decis să facă chestia asta au făcut-o cu bună știință. Ori au fost o dorință dinainte, au avut exemplu mamei dinaintea lor. Eu am colegi care au părăsit locul de muncă pentru a zis mama mea s-a ocupat de mine și de fratele meu când eram mică, când eram mic și
atât de bine ne-am simțit că vreau să fac același lucru pentru copiii mei. Deci, de obicei, se copie un comportament al mamei, da? Da. E foarte des aici, în Germania, de fapt, că după ce ai primul copil, femeile dispar să se Da. ocupe de copiilor. Apoi, ai și posibilitatea, dacă ești o femeie venită din Europa de Est, unde feminismul era la cote mari, să spui, știi ceva, eu nu prea știu ce să fac cu copilul toată ziua și nu vreau să stau să dau cu mătura toată ziua și să stau numai în casă să mă plictisesc, am nevoie să mai schimb cu oamenii și spui, eu mă duc la servici câteva ore pe zi și după masă sunt cu copiii și cu soțul. Da. De aia zic că în momentul, tu trebuie să știi că ce ți este bine ție. Da? Deci tu, dacă tu știi că nu ți este bine să stai acasă și stai acasă, păi nu o să-ți iasă, că ai să fii frustrată, nu? Să fii Da. frustrată, îi frustrezi și pe ceilalți și plus că mai este cazul, foarte des în Germania, de altfel, că cu mamele care au stat acasă, când copiii ajung pe la 16 ani, cuplurile se despart. Foarte des. Deci când au ajuns copiii la adolescență, cuplurile căsătorite se despart și fiecare își vede de treaba lor. Deci ajung la un impas că nu mai există comunicare între soț și soție, pentru că acea comunicare s-a făcut numai prin copii. Știi? Deci ce i-a unit, de Da. fapt, au fost copiii. Dar el, făcându-și cariera, ea stând acasă, nu mai vorbeau. Adică ce vorbeau erau despre copii, dar știi, tu te duci la restaurant câteodată și vezi un bărbat și o femeie stau față în față o oră și nu vorbesc nimic. Nu au Da. ce să-și spună. Dar Și asta asta este. vine, nu vine oare din ceea ce ne învață pe noi mari, faptul că, uite, femeia a pus copilul pe primul plan și nu a știut și a lăsat, a uitat de relația ei cu bărbatul. Da. Pentru că suntem și împinse prin societate, copilul, primul copilul, primul copilul, că trebuie să ai grijă de Da. copil. Și de acolo, săracul soț și eu, păi și tu vezi că e mâncare în frigider. Da. Da. Dar ce tu nu poți? Da, n-ai și tu, dar eu și eu am muncit. Da. Da. Da, și nu există un model perfect. Este model ideal o să fie oricând, dar ca să, în realitate, de fapt, trebuie să știi ce vi se potrivește. Fiecare familie se potrivește altceva. Da. Da. Și apoi ce e mai interesant la femeie, că vrei să vorbești despre feminism, feminitate și feminism. Deci, am avut parte de feminitate acum vreo câteva sute de ani. De câteva sute de ani începem să facem pași spre feminism. Da. Și feminismul înseamnă să iei rol al bărbatului, adică să devii o femeie puternică, că vedeți pe toate gardurile se spune același lucru, să fii puternică, să fii independentă, să ai treaba ta, să nu depinzi de netrebnicul ăla, că dacă ceva nu-ți convine, dai un picior în fund și tu poți să trăiești mai departe, tu trebuie să ai Da. independență financiară. Deci toate astea nu-i nimic nou ce zic, unde ți-e scris peste tot. Da, poți să partajezi Da. pe screen. Am găsit un tabel mic, foarte bine făcut. Ce înseamnă feminin? Ok, este o comparație între feminin. Nu e ok. Se vede bine? Nu se vede perfect. Și la Ok. mărime. Deci feminismul și feminin și masculin, da? Ei, înlocuiți în loc de masculin feminism. Da. Femininul, o femeie feminină, nu este agresivă. Exact. Adică ce înseamnă agresivă? Nu este reactivă, nu ți sare la gât, nu te mușcă, nu latră, nu. Dacă ai spus ceva, Nu nu dă cu nu, tigaia. nu dă cu tine de pământ. Da. Masculinul este agresiv, da? Deci a venit feminismul, e agresiv.
Și aici nu o să intru foarte mult în detaliu, dar e suficient să deschideți internetul. Da. Ar fi agresive. Adică dacă ai spus ceva și nu i-a convenit, ai luat o bucată. Da. Un Toată e una preventiv, ca să nu îndrăznesc să deschizi gura. așa, da, și a doua oară o iei preventiv ca să nu cumva să-ți Da, treacă prin da, capul. Da. 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 O femeie feminină este dependentă și o femeie masculină este independentă, da? Și aici este, aici vorbim în general de dependență de financiar. De Da. financiar. Bine, poți să pună și partea emoțională, ești dependent, dar aici deja intri în probleme, da? Deci dacă ești dependent emoțional de L'attachement cineva, intri. da, atunci poți să fii și independentă financiar, dar să fii dependentă sentimental. De a zic că e pentru mine mai mult material. Da. Da. După aceea este, adică se vede pe toate canalele se spune cât de important e să fii o femeie independentă și se promovează toate femeile acestea independente. Nu este nimic rău să fii o femeie independentă și eu sunt, da? Deci eu aduc jumătate din veniturile familiei și nu trebuie să-l întreb pe soțul meu de nimic. Deci, într-un fel, pot să zic că sunt independentă. Și mi-am dat seama odată că, de fapt, asta este și puterea mea, într-un fel, în familie, este acea independență financiară pe care o am. Dar dacă ești o femeie dependentă, asta nu înseamnă că este negativ, înseamnă că tu slujești soțul. Și sunt foarte mulți bărbați care nu au o problemă să-și întrețină femeia și familia. Da, dar uite, tu ai spus așa, eu sunt o femeie independentă financiar și nu-i nevoie să-mi întreb soțul cu nimic. Da. Cum vine asta? Să-l întrebăm ce? Păi, în momentul în care ești dependentă, normal, tu trebuie să-l întrebi pe soțul meu, poți să cheltui nu știu ce bani, să-ți cumperi nu știu ce. Independent, adică tu-ți cheltui venitul tău cum vrei tu, după pofta inimii, știi? Și aici mi-am dat eu seama că, de fapt, aici îmi stătea puterea mea față de el, acea putere că nu aveam nevoie de nimic de la el, puteam să-mi ofer eu singură, știi? Și ce mișcare am făcut aici? Am zis că deja încă nu le-am terminat, dar am zis că o să punem conturile împreună, ca să le avem împreună, și apoi să am transparență în ceea ce cheltui. Deci, într-un fel, tot am independență să cheltui banii, dar într-un fel am ofer și vizibilitate. Dar Pentru. totuși, independența asta, că atunci când te duci și eu vorbesc din alt punct de vedere, eu vorbesc dintr-o dependență totală, materială, 100%, și eu am observat pe mine că atunci când eram independentă financiar, deci eram foarte greu de stăpânit. Și nu mă înțelegeam eu pe mine, adică era chestia aia că am banul meu și nu puteai tu să, ca bărbat să-mi zici nimica. Dar după aceea, după ce n-a mai fost așa, a ajutat foarte mult, adică calul ăla nărăvaș din mine chiar s-a potolit mult. Și nu se simte absolut deloc rău să știi în poziția asta de a... Că putem folosi cuvinte sau expresii mai grele, să stai cu mâna întinsă sau ce știu eu, știi? Dar Da. nu este chiar așa. Nu se simte ca o chestie negativă. Nu este negativă și să știi că și eu m-am gândit la aceeași chestie. Deci, în momentul în care eu am realizat că, de fapt, puterea mea în familie și nu numai era faptul de această independență financiară, am comparat și cum nu aș fi, dacă nu aș fi fost. Și că așa mi-am dat seama, știi, că dacă Da. nu eram. Și dacă nu eram, probabil că aș fi fost mult mai în feminitate, știi, Da. în supune ceea ce spui tu, dar nu vedeam ca și negativ, ci eram în o altă stare de spirit. Da. Dar probabil că fiecare din noi trebuie să fie pregătită pentru fiecare pas din viața ei, ca să-l faci natural, știi? Da. Că dacă nu îl faci natural, tot e scântei.
Da, pentru că trebuie să-ți vină natural și de la tine, nu să-l faci că dintr-o obligație sau dintr-o A zis ambiție. cineva că așa trebuie să fie. Exact, numai dacă îl simți, dacă simți Da. că este pasul care îți trebuie. Uite, îți dau un exemplu, o prietenă bună de-a mea, ea are contul comun cu soțul ei. Și da, ea are și un cont separat de care el nu știe, care ea l-a învățat de la mama ei, care mama ei zic că și mama ei îl are de atâta Da, timp și a da. zis tot timpul, trebuie să ai ceva în cazul în care se întâmplă ceva, să poți să-l folosești, da? Da. Deci ea lucrează mai puțin și știu că au tot timpul fricțiuni în familie, că ea mai vrea să-și mai cumpere, să facă cursuri din astea de New Age, el nu prea vrea, Da. și de aia ea s-a și dus la servici să lucreze mai mult, să câștige mai mulți bani ca să poată să-și facă cursurile de New Age. Nu, de fapt, nu au cont comun, dar au conturi separate unde își primesc salariile, dar au un cont comun pentru cheltuieli. Și Da. fiecare pune acolo cât câștigă. Da. Și ea trebuie, ea, pentru ea a zis că nu, eu trebuie neapărat să mă întorc să lucrez, că vreau să-mi cumpăr și eu ce vreau. Eu, fără să-l întreb pe soțul meu că asta sau asta, sau să-i dau explicație. Deci fiecare este trebuie să-și cunoască pe momentul respectiv cei vorbește mai clar. Dar partea asta financiară este foarte importantă, oricum. Da. Da. Mai știam, aveam o prietenă când ea lucra, făcea naveta la Londra în perioada aia și se ducea la coafor, numai la Londra. Nu, își găsuse un coafor la Londra unde îi făcea păr așa cum, în stil american, că era americancă. Și folosea cartea de credit a firmei pe care o plătea ea, dar era Da. umle, ca să nu vadă soțul pe ce cheltuie bani. Da. Asta e tot, până la urmă, știi, mi se pare tot o păcăleală, că ne păcălim noi pe noi, știi, până la urmă. În primul rând, noi pe noi însă ne păcălim. Da, dar știi, Da. așa suntem noi, știi? Acum, bine, asta a fost acum vreo 15 ani, acum probabil că tu știi, vedem lucrurile mai maturi decât le vedeam acum 15 ani și zic, a, da, ok, las că fac așa, că nu știe ăsta, că mă duc eu la coafor și am dat 300 de lire pe păr, că nu înțelege bărbatul de ce ai dat tu 300 de lire sterline să-ți facă părul. Da. Sinceră să fiu, ca femeie, nici eu nu înțeleg. Păi da, dacă nu ai 20 de ani și ești, Nici nu atunci, dar ai depinde de copii. felul fiecăreia. Da, asta depinde foarte mult de Da, felul da. fiecăreia. Da. Da, exact. Da. Așa, hai să vedem mai departe. O feminină este ușor de influențat și masculinul este atât de ușor de influențat. Aici, pentru mine, ar însemna mai mult la opinii, la încăpățânare, la chestia așa fac și numai așa fac. Da. Iar cum e, bărbatul este decisiv, astăzi se mănâncă șniță cu cartofi prăjiți și așa rămâne. O femeie feminină o spune, ok, vreau să mănânc salată, dar ok, pot să mănânc și șniță cu cartofi prăjiți. Da. Așa aș vedea. Tu poți să spui dacă vezi altfel sau îți vine Eu aș altă. vedea un pic la nivel mai mare că, într-adevăr, astea nu prea, deciziile astea mici, așa, nici nu s-ar simți. Dar aș vedea un pic la nivel mai mare. Uite, de exemplu, faptul că dacă femeia iese în societate, poate fi influențată foarte ușor de anumite comportamente și Exact. care am putea să punem între ghilimele de rigoare, ar putea o strica, știi? Da. Cum zice Marius, că e tot timpul în risc de a cădea Da. pradă unui lucrător. Da. 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 Te încântă. O încântă multe, repede, e impulsivă, cade în aceste încântări repede și Da. aici Da. aș vedea eu un pericol. Dar asta este și șarmul, de fapt, a unei femei feminine, pentru că o vezi așa blândă și vulnerabilă, nu? Naivă Și cumva, nu?
Poftim? naivă, zic cumva, naivă. Da. Deci asta ar fi o caracteristică feminină și masculinul e de obicei fixat. Facem mai avem subiect. Poate că mă gândesc, eu m-am gândit, mă gândesc și altfel, că totuși o femeie care este, care iubește cu adevărat, și pentru femeia de rând, care noi știm că nici noi n-am iubit cu adevărat, nici nu știam că nu iubim. Noi am zis că iubim, da? Iubeam așa, Ai condiționat. avut haine curate, ai avut să mănânci, ai Da, avut pat da. curat. Ce vrei mai mult de la mine? Păi, nu te, păi da, nu ți-am arătat, păi da, mi-am Da. sacrificat viața pentru tine și acum zici Da. că nu te iubesc. Da. Și de asta zic că influențarea asta, adică cumva, zic, dacă iubești cu adevărat, așa cum învățăm noi acum în școala iubirii, că acum noi învățăm ce să zicem, știi? Cred că ești păzită de această influențare. Eu așa cred, că atunci când iubești cu adevărat, nu te poate influența absolut nimeni și nimic. Da. Decât bunul Dumnezeu, cum vrea El. Dar el oricum te mișcă cum vrea el. Da. Da. Așa este. Dai că, ha? Mi-a La fugit. 4, da. Mi-a fugit foaia. Așa, da, este o femeie feminină, este supusă, masculul este dominant. Da. Da. Deci ce înseamnă supusă? Pentru că asta este un cuvânt cu foarte multă E controversă. controversă, da, e controversat deja. Ia să mă uit ce înseamnă supus. Să vedem ce spune Google. Apoi știm, spunem ce spune Marius. A, Nu așa. Marius, că doar învățăturile sunt de când lumea. Uite, e interesant că în momentul în care tu faci un Google și întrebi, ok, ce înseamnă femeie supusă, atât am pus în Google, răspunsul este tot timpul îți bagă din Biblie. Da, deci vine din Biblie. Ce spune Biblia despre femeia supusă? Că bărbatul este capul muierii. Ok, muierii. Da. Femeia trebuie să asculte de bărbat. Ok, tot despre biserică. Păi, auzi, Simona, cred că are o logică că altfel, în afara bisericii sau credinței, nu cred că există termenul ăsta de femeie supusă. Da. Unde l-am mai auzit? Nu l-am auzit nicăieri. Ia stai un pic, am găsit ceva. Este un articol de când a fost din 2021. Femeia care a dezvăluit de ce trăiește pentru a fi supusă soțului ei. Este o femeie de 37 de ani din Arizona. Soțul este cu 2 ani mai mare. Ok, deci care are și un blog ceva că au făcut ei. Îmi dedic, ce a spus Monica, a zis că ea își dedică viața. Îmi dedic viața pentru a-l face fericit. Ea afirmă că stilul ei de viață este despre a fi o soție tradițională și este o alegere pe care a simțit-o să o facă întotdeauna. Așa, nu am fost niciodată o femeie care s-a străduit să aibă o carieră uriașă. Nu vreau să lucrez, îmi place să fiu gospodină și să am grijă de soțul meu. Ok, a văzut un film care se numește The Stepford Wives. Nu știu, cunoști E Stepford bun, nu l-am auzit, dar e bun de să-l vedem Wives? și noi. De când am văzut acel film, The Stepford Wives, am știut că vreau ca viața mea să fie exact așa. Aceasta a declarat că zilnic îi gătește soțului ei, face curat, îi pregătește tot ce are nevoie, întreține relații intime cu el ori de câte ori acesta dorește și mai mult decât atât, poartă ținute îndrăznețe pentru placul bărbatului. John iubește cum gătesc, spune mereu că mâncarea este domeniul meu. Dacă îmi cere ceva anume, primește întotdeauna ce vrea.
Lui John îi place să mă îmbrac frumos acasă, sport sexy, și nu îi place să mă machiez prin casă. Este posibil ca unor femei să nu le placă să li se spună ce să facă sau să poarte, dar mie îmi place când îmi dă instrucțiuni. Când vine vorba de dormitor, sunt foarte supusă și soțul meu este dominant. Îmi place când un bărbat preia conducerea și ia ceea ce vrea. Sunt întotdeauna disponibilă pentru nevoile soțului meu și îmi place asta. Soțul meu știe să fie dominant în modul corect și el știe nevoile mele. Mi se pare extrem de atractiv la un bărbat, spus Monica. Așa, să mai vedem. Sinceritatea sa nu a fost apreciată de toată lumea. Oh, ce surpriză, nu? Astfel că Monica a stârnit numeroase reacții, iar multe femei și mulți bărbați au arătat împotriva gândirii sale. De asemenea, blondina a mai povestit că în toate relațiile sale a abordat aceeași strategie de a fi supusă bărbatului alături de care era, dar nu i-a ieșit cu toată lumea. Unii dintre parteneri au respins-o. Unuia dintre foștii mei nu-i plăcea această idee, așa că de aceea este acum un fost. Femeile vor să spune că sunt nebună și că sunt o rușine pentru alte femei, dar nu-mi pasă, este viața mea și îmi place așa. Da. Când a fost întrebată ce simte față de femeile care nu sunt de acord și consideră că alegerile sale de viață sunt degradante, Monica a spus că nu este deranjată de opiniile lor, ba chiar consideră că ea se situează la granița diferențelor dintre bărbați și femei. Nu cred că este deloc degradantă. Cred că bărbații și femeile sunt creați în mod diferit și nu există nimic în neregulă cu îmbrățișarea acestui fapt. Da. Uite, vorbesc cu mulți bărbați căsătoriți care îmi spun că nu sunt pe deplin mulțumiți în relațiile lor, pentru că își doresc ca soțiile să le acorde mai multă atenție. Mulți bărbați consideră că este atractiv ceea ce fac eu pentru soțul meu. Monica vede în a fi o soție tradițională trei beneficii. În primul rând, ai mai multă libertate să ai grijă de tine. Mă antrenez de 5 ori pe săptămână, deoarece orarul îmi permite. Nu trebuie să-mi fac griji că mă grăbesc acasă de la servici. Și un alt punct este că vei avea o legătură mai puternică cu soțul tău. No, păi ce să mai adaugi? Monica a zis tot. Da. Da, este vorba de, uite, de a te pune pe locul doi. Și a te gândi cum să-l faci pe soțul tău fericit, din toate punctele de vedere. Da. Adică în toate acțiunile pe care le faci, le faci pentru cel din fața ta, că este Da, pentru fiul tău, sigur. pentru copilul, pentru soțul tău. Necesită un exercițiu la început, știi? Uite, îți dau un exemplu, uite, îl fac pe ego-ul meu de rușine, că a fost o nerușinată. Dar a fost o nerușinată naivă, așa, neștiutoare, pentru că, uite, soțul meu are câteva obiceiuri, el mănâncă la micul dejun muesli cu un iaurt special, deci nu mai o marcă cu anumită grăsime, bea un anumit tip de lapte și cam atât, are iaurtul și laptele care, și un măr. Trebuie să aibă și un măr în fiecare dimineață. Nu știu, se făcea că tot timpul uitam să-i cumpăr. Da. Dar nu că nu uitam, nu era chestia că uitam, nici nu știam. Și pentru că își lua separat. Deci eu mă duceam la cumpărături, cumpăram de toate, bineînțeles, mai întâi mie și apoi la copii. Și apoi, mănâncă și el de aici. Și pe aia se duce. Nu mi-am dat seama că el își cumpăra tot timpul. Deci vedeam, dar nu erau neuronii legați, erau Nu așa era pe lângă. conștient cumva toată treaba. Da. Exact. Exact. Și mai cumpăram și eu, dar tot timpul luam de altă marcă și spuneam, a, păi n-am găsit de ăla. Am zis, hai că poate mai încerc și pe celălalt. Și îmi făcea pe plac și spuneam, totuși, ăla parcă e mai bun. Și după ce le-am încercat pe toate, am ajuns, ok, îți cumpăr numai de care vrei tu. Dar a durat 10 ani. Da. Da. De neștiință. Deci când ești supus, asta nu înseamnă neapărat că faci mătănii de fiecare dată când vine în casă, ci numai încerci să-i faci exact cum ai vrea tu ca el să-ți facă ție. Da, da, da. Da, uite, Atât. ne gândim așa, dacă mie îmi place să primesc trandafiri și el îmi vine cu lalele, știi, cam, și el poate să zică, mă, dar sunt flori, adică de ce Și nu... asta nu-ți place, are.
Sau Da, tu zici că ți aduce un ghiveci cu flori și ți aduce un ghiveci de busuioc. Păi ce, da. nu-i plantă? Da, într-adevăr, uite, ar părea mică diferența, știi, că spui, de ce, uite, m-am gândit la ea, am luat muesli care dorea el, adică care, că îi plac muesli, dar nu era exact ce își dorea el, știi? Da, și să știi că ăsta mare al meu, fiul meu cel mare, tot timpul mă corectează. Când nu mi-ai luat muesli ăla care vreau eu. Și am zis, da, uite, ăsta și ăsta arată bine. Nu, că mie nu-mi place cu nuci, nu-mi place cu stafide, nu-mi place cu ăla, cu ăla, cu ăla. Da, Deci da. ăsta mare spune exact ce trebuie. Soțul meu, nu, că el de fapt se supune mie, știi? Deci dacă îi cumpăr, nu știu, o chestie, doar dacă... În cel mai rău caz spune că nu-i preferatul lui, dar și mănâncă, deci Nu e agresiv, nu refuză agresiv. Da. nu refuză și nu comentează decât dacă, de exemplu, nu-i plac cartofii, nu mănâncă cartofi. Tot mănâncă dacă îi fac. Poate nu mănâncă tot, dar mănâncă tot unul, știi? Da. Dar nu e, că nu ți-am Eu, zis, nu punctul ăsta continuează. de vedere, m-am mulat mai bine pe preferințele lui, dar nu că m-am mulat eu. Deci, uite, n-a fost al meu, n-a fost așa permisiv ca soțul tău. Ca al meu, cumva, m-a obligat. Nu-i place, trebuia să-i gătesc mâncarea lui cu care era obișnuit. Deci, n-am avut încotro, n-am putut să o dau la. Și a intrat într-o, dar intră cumva, știi, normalitate. Eu gătesc două tipuri de mâncăruri, tot mereu. Da. Uite, vezi, fiecare familie e altfel și de-aia am spus de câteva ori, trebuie să te adaptezi la necesitățile tale și a familiei tale. Da. Da, dar uneori te vezi că cum e cu soțul tău, eu mi-aduc aminte de un banc. Undeva nu era banc, era o. Nici glumă nu puteți. Era ceva de genul că el, de exemplu, îi plăcea, de el mânca colțul de la pâine. Și aia a servit toată viața colțul de la pâine. Că l-a văzut mâncând. Ca spre sfârșitul vieții să afle de fapt că el a mâncat colțul de la pâine pentru că îi se părea lui cea mai, nu știu, Partea proastă parte și lăsa ei, de fapt, partea bună. Da. Știi, e foarte important și să comunicăm între noi și să spunem clar, uite, asta îmi place, asta nu-mi place, că nu prea ne citim mințile, știi? Da, uite, asta spun și eu foarte clar la copii și probabil de aceea îmi spun și ei foarte clar înapoi ce le place și ce nu. Deci dacă le-am făcut o mâncare și nu le place, mi-o spune imediat, vezi că asta nu-mi place. Între timp am învățat cam ce, toți trei au țâchele lor și că vorbind ce ai zis tu de gluma respectivă, tata, el când făceam la o friptură, el mânca tot timpul scurmucile și gâtul și capul. Da. Și eu am crezut, a, uite că lui îi place ăstea și după aia am aflat de la, nu știu, mai știu de la mama, nu mai știu de la cine, că de fapt el mânca astea ca să-mi lasă nouă ce era mai bun. Da, uite, vezi. Asta nu înseamnă că era și preferatele, dar rodea la scurmace ca restul familiei să mănânce Da. partea cu carnea, da. Sau, de exemplu, tatăl meu, eu am crezut cât eram copil că lui nu-i plac dulciurile. Dar el tot așa ne lăsa nouă, tot de fiecare dată, că a zis, lasă, că mie nu-mi trebuie, eu pot să trăiesc, voi sunteți copii. Când de fapt el e un mare, acum îl văd, e un mare consumator de dulce, știi? E, acum ați crescut și voi, poate să Da, mănânce și acum. da, da. Acum, da, e altă poveste, dar când eram mici și nici nu erau situația financiară foarte bună, știi ce spunea? Când luam pentru copii, luam puțin, dar pentru ei să fie. Da. Da. Păi asta înseamnă să fii supus, adică să lași, să tai din ce ai tu, să lași celălalt, să vezi pe celălalt fericit. Da. Să nu-i impui tu să joace după cântarea ta. Să te bucuri de bucuria lui. Da. Da.
Într-adevăr, pentru că noi avem tendința asta să vrem să-i facem pe ceilalți după noi, așa, știi? Da. Și pe urmă ne mirăm că s-a stricat relația. Da, și nu e nicio, nu vedem care este problema, nu suntem egali. Și știi tu că odată a zis Marius că, uite, vezi, i-au înlocuit primordialitatea cu egalitatea. Da. Este un mare lucru, o mare chestie. Este ca și cum ajungi la o intersecție unde ai prioritate de dreapta și spui nu mai există prioritate, e egalitate. Da. Normal că se vor ciocni acolo. Da. Fiecare vrea Da. să fie mai egal decât celălalt. Da. Bine, mai egal, în special femeia și-a depășit, uite, prin dorința ei și-a depășit poziția, pentru că mie nu mi se pare că poziția femeii este mai joasă decât a bărbatului, dar este cu totul un alt departament. Ileana, mi se pare că poziția pe care are o femeie acum este mult mai nasoală decât era înainte. Deci noi Da. am ieșit din confortul acela a fi tădăcite, răsfățate, ne-a fi pus lumea la picioare pentru a ne duce noi să luăm ataganul și să ducem la vânat. Luăm Da. pușca să ducem la vânat. Când ție Da. ți-aducea vânatul acasă. Ok, bine, acum o să spună da, și bărbații da, pentru că s-a denaturat. Deci noi aici vorbim de. Deci dacă ei să iau numai data când a fost înregistrată această dorință a iluminaților de a scoate femeia din partea ei delicată și de mamă, 300 de ani de atunci, în care Da. normal că s-a denaturat și bărbatul și femeia și tot. Da, ei au lucrat, după cum bine știm, ei au lucrat la femeie foarte mult, pentru că femeia are acea energie telurică foarte mare, de 80%, și au știut unde să lucreze. Da, că au știut, au zis-o clar, că numai prin femeie poți să distrugă Da. societatea. Da. Și atunci bărbatul n-a mai fost. Femeia, de ce să mai încarce bărbatul? Că era ea marea amazoană. Și atunci el a devenit foarte feminină. Uite. Da, uneori. Adică sunt extremele astea. Și dacă femeia s-a dus la extrem, normal că și bărbatul se duce la extrema cealaltă. Și ca să fie un echilibru. Da. Mânuim forțe enorme, cum zice Marius, și nici nu suntem conștiente de ele. Da, nu suntem conștiente pentru că am putea să le vedem. Și dacă Da. spui, băi, nu e așa cum zice Marius, ok, nu este, dar hai să observi. Te observ la tine, dar mai ușor să-i vezi la ceilalți. Deci dacă tu ai Da. regulile care le-a dat Marius acolo, cum acționează bărbatul, cum acționează femeia, cum e femeia în feminitate, cum e femeia în feminitate și cea în feminism, care sunt caracteristicile fiecăruia și observi. Deci nu ai cum să nu vezi, doar să nu, nu, Nu vrei să vezi. da, sau să știi într-un fel că ne și convingem noi, păi n-are cum să fie așa. Da. Și eu și îi cred și pe cei care nu cred, pentru că asta este societatea în care ai crescut, pe toate gardurile ți-e scris același lucru și tu trebuie să vii și să spui, băi, nu, că gardul nu-i roșu, e verde. Adevărul e că tu trebuie să mergi împotriva curentului cumva. Da, dar știi cum îl văd eu, Iuliana? Este viața noastră sau viețile noastre, pentru că nu este numai, hai să zic, existența noastră ca și trup în toate viețile pe care le trăim, este ca o aventură, ca o stradă, da? Da. Și trecem pe la Ghionoaie, pe la Baba Cloanța, trecem după aia la Zmeu, știi, cam poveștile cu Gabriela, da? Treci pe Da, etapele da. vieții. Și care este scopul? Scopul este ca să ajungi la momentul ăla în care să-L vezi că Dumnezeu este peste tot și este și în tine și în momentul ăla tu nu mai ai nicio dorință. Da. Atunci când tu te identifici cu El și-L vezi pe El în tine și tu în El,
Atunci s-a terminat. Noi până atunci noi încercăm și facem. Hai să văd cum e să fii bărbată, hai să fiu cum e femeie, hai să văd cum e să conduc, hai să văd cum e să fiu în religie, hai să fiu în New Age, hai să fac. Și noi tot încercăm. Ești în căutări. Suntem în căutări și unii au mers mai mult, alții mă sunt încă în urmă. Deci să spunem așa, ca un maraton și fiecare aleargă, dar nu există, adică toți câștigă, deci toți ajung la sfârșit, dar la timpuri diferite. Da, nu contează. În maratonul ăsta nu contează timpul, contează să Dar nu ajungi. contează, îi contează să ajungi, dar toți alergăm și unii sunt mai în spate, alții sunt mai în față și cam asta este chestia. Deci nu poți să-i judeci sau să spui, păi că tu Nu, nu. vezi, eu văd asta și tu nu vezi, păi eu vezi pentru că ai alte Ai altceva experiențe. de experimentat. Ai altceva de experimentat. Noi Da. vorbim acum pentru doamnele care poate sunt cumva pe același drum cu noi și le trebuie un click mic acolo ca să își dea seama că au ajuns unde trebuie. În rest, celelalte care nu simt ca noi, e perfect și așa, adică nu este nimic de Cum criticat. am zis, e nevoia ta, Da. e nevoia fiecăruia, da? Sigur. Și nu e absolut deloc de judecat. Noi aici împărțim numai opinii Nu. personale și Da, e o dezbatere. păreri care le-am văzut și la ce ne gândim. Da. Dar noi știm Azi. foarte bine din experiența noastră, Simona, Da. că până noi nu am fost noi convinse, noi sunt singure să ne convingem de anumite lucruri, nu. N-am avut nici urechi de auzit, nici ochi de văzut, nimic. Tu și mie, să știi că mi-au spus de multe ori și colege și colegi, a, lasă că să vezi mai bine să stai acasă sau să lucrezi mai puțin, mai să te bucuri de copii și iar nu cum, că pot să le fac pe toate, că am energie și pot și că vreau și da, într-adevăr, dar mi-a ieșit zdreanță de acolo. Ca să Da. ajung să zic că nu a fost cea mai bună decizie, puteam să-mi folosesc timpul mult mai bun. Da, dar este o experiență, da? Și acum înțeleg și pe cei care nu pot și nu vreau. Da. E ok, pentru că toți E credem că putem. perfect. Avem. Da. E această, cum îi spunem noi, înțelepciunea vieții pe care nu poți să o iei decât prin experiență, nu prin cărți, că altfel am fi profesori toți Da, de din teorie. experiența ta proprie, pentru că nici măcar din altă experiență nu poți să o iei. Ți trebuie să trăiești, să te dai tu cu capul de pragul de sus, să vezi cum e. Nu are cum îți spune unul, băi, nu vezi că te dai cu capul de sus. Păi lasă-mă să mă dau ca să văd cum e, că nu. Da, exact. E pragul prea jos, nu eu am pantofi cu tochi, e prea jos pragul ăsta, trebuie Da, să-l da, 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 da. Da. Noi facem doar niște dezbateri. Cum zice Marius, vorbim pentru noi. Ce-mi place când tot zice el. Eu vorbesc pentru mine, eu, da, noi vorbim pentru noi. Da. Da, nu Dar trebuie. ne ajută și pe noi să vorbim cu unii cu alții pentru că ne ajută să ne înțelegem mai bine. Să știi că de când am început să fac astea cu Marius și cu voi, ajung să mă înțeleg pe mine mai bine. Sigur. Am ajuns să mă împac într-un fel cu trecutul. Bine, că n-am avut un trecut dramatic, dar știi, ai tot timpul gândurile alea, băi, dar ce proastă am fost, că mi-au zis și n-am făcut și trebuiau, știi tu, ideile astea, că toți suntem deștepți după ce a trecut valul, știi? Da, dar de fapt e tot un ego acolo care se hrănește cu ce își Normale, tot procură. Da. ăla care stă și își plânge și se Da. bice. Și mi ajută foarte mult să înțeleg lucrurile și în discuțiile noastre. Nu? Da. Uite, și chiar lista asta, deci eu nu văzusem până acum și este foarte clar. Uite ce mai spune. Că o femeie feminină este orientată spre casă, spre a ține casa, iar masculul, bărbatul, este spre lume. Da. Și face sens pentru că noi femeile facem copii și când faci copii, tu nu te duci să cucerești lumea, ci ești stabilă și ți-ai cuibul tău și scopul Da. tău este să-ți crești copilul, nu te duci să prinzi ursul.
Da. Acolo este rolul bărbatului. Dar după cum vezi, uite, toate aceste caracteristici, așa, sunt de fapt fațetele aceleași monede, da? Deci ele n-au cum exista unul fără celălalt, adică ne completăm perfect, femeia cu bărbatul. Păi este yin și yang aici. Exact, da. Noi Da. le avem pe toate, știi? Avem și partea de home-oriented și partea de lume, dar le avem. Deci nu este exclusiv, da? Este Sigur. predominant. Pentru că și noi suntem agresive și suntem și noi Da. independente, deci nu poți să fii 100%. Dar nu, să nu fie, cum ai zis tu, să nu fie dominante. Da. În anumite situații, probabil că mai vine o Iese. dominantă, dar tu vii imediat înapoi în natura ta, știi? Da. Deci cam asta trebuie să fie natura, asta e natura feminină și aia e natura masculină. Important este să nu stai permanent în natura masculină dacă tu ești o femeie, da? Da, sigur. Tu poți, normal, în viață, că nu suntem morți, viața e așa, ca și inima, da? În sus și în jos. Sigur. Tu ieși din feminitate și îi mai dai lui ăla un făcăleț după cap, mai ești mai așa, dar intri după aia în natura ta feminină, nu rămâi pe lângă, știi? Da, Când da. depășim mașinile, știi, în Germania se circulă pe dreapta, când depășești pe stânga, nu rămâi pe stânga, Da. nu? Intri iar în linie. Deci aici ai femeia merge pe stânga, bărbatul merge pe dreapta, nu, ambele merge pe dreapta, Da. dar lor, în sensuri opuse. Și Exact. tot ieșim să ne mai depășim, dar îți dai seama, dacă rămâi invers, trebuie să iei și tu invers sau faci un tărăboi acolo. Da. Simona, eu mie mi se Încheiem. sfârșește timpul, dar Da. dacă ești de acord, vom continua partea a doua a listei într-o altă înregistrare. Vom face partea a doua dacă ești de acord pe acest subiect. Pentru Da. că dacă luăm fiecare, uite, caracteristică în parte și o comentăm, vom găsi destul de Dar multe uite lucruri. că noi nici, să spunem că noi, de fapt, nici nu am planificat să luăm lista asta. Am făcut numai un Nu. Google search înainte și am zis, hai să vorbim despre asta. Și uite, Da. putem să scriem o întreagă carte. Da, exact. Da. Păi atunci rămâne asta partea întâi și data viitoare facem cu a doua parte. Da, mergem de la a doua parte și comentăm și vedem ce ne iese. Da. Draga mea, eu sunt mulțumesc din suflet că ai acceptat să facem. Și uite că cred că ne-am dus mai profund decât am crezut că ne ducem și descoperim lucruri foarte interesante. Da. Da. Păi, nu știu dacă doamnele care te ascultă, dacă vor să facă comentarii, pot să facă Da, la comentariile video. sunt deschise. Să împărtășească cum văd ele, de fapt, chestia asta. Pentru că Da, fiecare avem da. altă experiență și Da. am putea să le discutăm data viitoare când ne vedem. Da, și eu întotdeauna în descrierea videoului las și o adresă de e-mail. Și doamnele care sunt interesate pot, chiar putem să facem cu invitate, în Da. care se simte că dorește să Vitează. intre vitează, că dorește să intre într-o dezbatere. Noi o dezbatere nu facem, nu comentăm, nu criticăm pe nimeni și nimic, doar o dezbatere. Ne-ar prinde bine experiența și altor doamne. Da. Noi oferim o alternativă față de celelalte canale care sunt pur pe o axă. Le O luăm pe linie. amândouă și le Da. experimentăm, pentru că și eu și tu am fost și în feminism și în masculin, mai mult Da, sau mai da. puțin în viața noastră și experimentăm, ok, cum a fost atunci și cum este acum. Da. Sigur. Și eu nu exclud prima parte când am fost în masculin, eu nu exclud pentru că ea m-a adus aici. Deci nu ai cum să ajungi într-un loc fără, uite, opusul lui. Da. Da. Ceea ce spune Marius, că noi trebuie să unim opusele, da? Da. Dacă nu, oricum viața le unește pentru noi. Da.
Da, deci în momentul în care noi suntem oricum făcuți pe o parte, dominant pe o parte, dar nu Da. trebuie să anulăm partea cealaltă, pentru că dacă spui mie nu-mi plac oamenii agresivi, tu i-ai anulat. Exact. Da. Și vor veni numai de ăștia. Nu Să mai spui că deștept, nu-ți plac, și da. agresiv și... Da. Da. Bine, draga mea, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată și rămâne să stabilim când ne întâlnim pentru ca să continuăm listuța noastră. Sigur, sigur. Îți Bine, mulțumesc, numai bine, Simona. Ileana. La revedere, o zi bună! La revedere.